Domnilor și domnilor, începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Uite așa, n-am vrut să mai intru, da. Să știți că m-am hotărât foarte greu să intru astăzi în emisiune. Bună ziua, în primul rând, bună ziua. Pentru că eu și colegii mei olteni din această redacție vrem să protestăm pentru că astăzi pe Facebook se spune că este ziua... Ciucă? Ziua oltenilor! Ale, ale, ale! Exact. Și practic noi n-am spus nimic despre acest lucru. Astăzi este ziua oltenilor. Trebuia să avem ansamblu oltenesc în emisiune. Trebuia să avem mâncare oltenească în emisiune. Trebuia să vorbim despre brâncuși și... Călușarii și... Și ce mai trebuia să avem din Oltenia? Las că vine Mira, e bine totuși. Și praz, bă, praz, pe exact. Da, în fine, asta este. Noi oricum vrem să vă mulțumim că și ieri ne-ați situat pe primul loc al audiențelor. Mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Pentru asta și pentru că astăzi este ziua internațională a poeziei. Vreau să fac o încercare. Vreau să vă recit ce veți vedea astăzi în emisiune. Numai o secundă. În regulă? Deci, aici e bine, Daniel? Se vede și sigla, totul perfect, ok. La început e șef Adad, ce-l face bărbat pe Vlad, că-i deschide frigiderul și gătește mamiferul. Și urmează mare show chiar aici, în platou, cu Chesu, super băiat, cântăreț și acrobat. Mai apoi vine Ibaca, fetița fiind cu dădaca, să ne spună, bag de seamă, cum e viața ei de mamă. După care, dragii mei, avem marea provocare, mare atenție, invitați! Cine pierde astăzi oare? Și apoi Pălimariu, care a pierdut pariu și ne arată o mișcare de ne-ndoaie la picioare. Pe final mergem în Mexic, de rămânem fără lexic. Răzvan Pascu ne arată o splendoare fermecată. Încheiem toată satira, iar apoi apare Mira. Păi nu așa se încheiau programele TV cu Mira, a? Doar dumneavoastră mai știți, doamnă, cum era, cum era. Veniți un pic să vă iau în brațe. Hai. Am zis că așa se încheiau programele TV cu Mira. Doar doamna mai știe cum era cu Mira. Trăiască oltenii. Trăiască oltenii, doamnă. Mai țin minte cu un alt trezor cu Mira? Da. Copiii ăștia habar n-au că acum au program non-stop la televizor. E bine, să rămână. Doamne ajută. Sunteți foarte elegantă. Acum sper că ați apreciat cum am transformat desfășurătorii emisiunii într-o poezie. Am muncit foarte mult înainte de emisiune să-mi găsesc versurile, rimele, textele. Da. Mă rog, am fost puțin ajutat și de colegul meu, Andrei Dobrogea, oltean și el. Da, asta e și mergem mai departe, pentru că, după cum vă spuneam, șef Adad a mers la Adin Artea și a tras concluzia. Adin Artea este un bărbat cu ouă. Păi, hai serios, da, mă, iată la ce s-a referit, ia priviți. Hai, ai făcut încălzirea? Da! Unde mergem? Mergem la Adin Artea. Adin Artea cine e? Este un actor. Joacă în serialul Vlad de la ProTV. Am auzit, dar din păcate nu am timp să uite la serial, dar promit eu, dacă o să fie el drăguț... Este da? Drăguț. O să uite la serialul lui dacă este reluare, nu știu că... Este dacă... și reluare, este? Da. Dă-mi orele, vreau să sigur, știu. Mergem? Am auzit, este un bărbat frumos, nu? Da. A? Da. Adi, bine te-am găsit. Bine ați venit la mine. Ce? La noi, de fapt. Bine, ce vă spun eu? Spune-mi, Vlad, cine e Vlad? Uite-l! Mulțumim că ne onorezi bucătăria. Îmi place așa, se vede un om, da? Uh-huh. Are niște emisiune, adică de succes, adică niște serial de succes. Se vede la tine apartamentul tău, așa lejer, liniștit, așa îmi place. Soției de sincer, așa mi-mi place. Da, Ana, ce vrei? Curge acolo să te mănânci? Nu! Poate pe mănânc. Nu! Da. Hai, să deschidem frigiderul, să vedem ce... Ce pantof frumos aveți, Ana. Îmi place de pantof. Doamne ajută. Eu sunt în la... Da, da. Dar ești solid, faci sport. Da, și mi-e foame. Păi am fost la squash, am venit de la squash. Să vedem ce aveți aici, dacă nu aveți nimic. Soția mea, Alina, ea știe ce avem în frigider de obicei. Eu când vin, mi-e foame, deschid, iau și mănânc. Dar ea se ocupă de... Cine gătește? Alina sau tu? Sincer.
Alina. E gătește? Ea gătește. Alina, ce gătește acasă? Vine soțul așa, după 1000 de calorii jos la scotch, da? Da. Scotch. Iar ați decortați pe mine? Păi scotch e altceva. Vrăgoară, virgoară. Scotch e altceva. Deci ea este cea care gătește și face ciorbă. Ciorbe? Nu, ciorbe. Dar ce paste, tot timpul ciorbe, pastele? Nu, ciorbele totdeauna, felul 1. Și vara, da, și iarna? Cu toate, cu ditate. Eu sunt ciorbagiu, eu nu m-am... Deci, doamne, aș mânca ciorbă. Mai, ce noroc aveți! Da. E, ce noroc! Nu e o tradiție la noi acasă, da, din Suceava, de unde sunt eu, și nu există zi fără o ciorbă. Super! Da. Foarte bine! Nu contează. Da. Foarte bine! Deschizi ziderul? Deschidă! Aveți o pastă aici? De, o, pa, da, avem niște paste. Aveți paste? Da, sunt și paste. Orez, paste, okay, cuscus. O, oh, aveți cuscus! O, cuscus! Mă gândeam pe cuscus? Cuscus e cel mai simplu, da, de găsit. Și întrebăm ce avem acolo la untru, după ce ne hotărâm ce să facem. Am primit pachete la mama, deci sunt multe bunătăți. Hai să... Se vede. Te las. Bine. Eu mă retrag un pic aici, așa. Spune, aveți... voi aveți... Eu am bere aia, aia. Doamne, ce se vede. Am o întrebare, aveți fabrica de ouă? Aveți găini acasă? Măi, Adrian, ce vedeți că ce... La subsol, dacă te duci, sunt niște găini acolo care stau și ouă. Nu, alea sunt aduse, sunt trimise de soacra din Bucovina. Suntem, gata? Suntem. Pregătiți? Gata, șefa. A zis corect, Alina că vrea să găsească mâncare când se întoarce acasă. A, da? Da. A vorbit cu tine, da, nu? După 1000 de calorii a zis soția lui ce să face. Da. Oh, trebuie, Doamne, să mănânc 400 de grame de carne măcar. Cum va mănânc numai lapte și asta e. Deci a zis Alina că vrea de mâncare când vine acasă, când vine acasă. Ai înțeles, da? Și vine, da, ea, da, da, am înțeles. Bine. Da. Bine. Păi mă retrag, vă las să nu vă încurc. Eu mai vin când e aproape gata să gust. Să vin irosită, da, da, da. Mie îmi spui ce ai nevoie. Facem niște ciuperci umplut. Mm-hmm. Facem compoziția cu brânza de țară. Ah. Sănătos. Am rugăminte. Damie, pentru mine este curățat de morcov. Primul rând, da, morcovii. Cuțitul, am nevoie așa, tocatoare. Deci, Ana, unde ești? Unde a dispărut? Aici. Hai, te rog frumos, Ana, stau lângă noi, te rog frumos, da? Uite, așa îmi place, uite, așa îmi place, așa mi-mi place. Păi, așa, da. Brânza asta este nebunie. Da. Este. Doamne, ce foame mi-e. Sărac, băi, foame, sărac cu el. Șef, am auzit că e gata. Scuzat, Berioș. Imediat se vii gata, Berioșu. Imediat mâncarea se vii gata. A venit pentru tine, Berioșu. De cuvântul meu, abia a venit. Sunt gata? Am venit după miros, știi. Tot timpul tu vine spre mirosul, da, cu aia. Hai, dar sincer, astăzi a fost un ajutor. Da. Poți să spun ajutor, nu? Da, mulțumesc. Spun ajutor, nu? Da, ajutor, da, foarte bine. Dar trebuie să promit mie ceva. Ia. Când aveți timp, așa, da? Vreau să vine cu tine la... Scoș. La scoș. Ah, da. Măcar o dată să învață mine, măcar să învață mine o dată. Facem un barter. Vii cu mine la scoș și după aceea venim la tine să mâncăm. Păi zic, păcădești acolo o vaca întreagă, nu? Nu, ceva frumos acolo. O să facem, da? Eu nu sunt cu volum, eu sunt cu gust. Bravo, nu, tu arată... Da, sorry, da. Ia tu mai bine. Da, încet, încet. Pune aici, direct aici, Adrian. Uite-te, încet, 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 încet. Pune aici. Bravo. Am văzut ce pufos a ieșit? Da. Am văzut ce pufos, uite-te. Am văzut? A? Mm. Da, nu, chiar e foarte bun. E bun, rău, da, da. Dacă a fost petrujan, a fost mai bun și nucușoară, nu uita nucușoara. Nucușoară. Nucușoara, un vârf pe compoziție, ați văzut bine? Da. Iertați-ne, dar... Da, nu pot să oprește. Da, nu, e...